Suntem la Cutia Minciunilor, iar astăzi invitata mea este frumoasa și celebra Roxana Bancea! Dragă Roxana, avem 9 cutii, va trebui pe rând să luăm câte o cutie. Cineva ajunge să piardă, de două ori va pierde și proba. Ce trebuie să facem? Iei cutia, scoți din cutie ce e acolo și încerci să mă păcălești sau să-mi spui adevărul. Important e că la final eu când te voi întreba ce e acolo, tu dacă vrei îmi spui adevărul sau dacă vrei mă minți. Iar eu dacă voi fi indus în eroare, voi pierde. La fel și în cazul tău, de acord? Bun. Cine va pierde dintre noi doi, stai, va avea o pedeapsă, iar pedeapsa se află chiar aici și anume o găleată plină cu gheață. Ce face cu ea? Îi va fi turnată în cap. Dar eu așa îmi fac în viorare, mă. Bine, mă, Roxana, haide să vedem. Păi asta zic, de mai data bine, asta, mai bine doar tu asta cu apă. De data asta, așa o să-ți faci și trezirea, că suntem după amiază. Haide să vedem, Roxana, de la 1 la 9 ești invitata mea. Pentru că ce cutie să aleagă? 2, 3, 4, 2. Poți să sortizezi din aia, Anta Antichita, nu rechilă capitan, nu putremură pe scară, iar tu ești afară. 3, că e 3. Numărul meu norocos. 3 e numărul tău norocos, da. De ce? Păi, de ce? De obicei. Nu știu, la școală. Da, mă, când era cu, din alea cu oracole, cu jurnale, da. Cu nu știu ce, eu puneam tot timpul acolo cifra 3. Nu mi-aduc niciodată niciun noroc 3, dar mi-aduc acum. Hai să vedem. Așa. Deci, îți jur că habar n-am ce dau aici. Scoate afară, hai să vedem. Mamă, dar miroase urât, stai așa. Miroase urât? Uh-huh. Adică e de mâncare? E ceva stricat? Băi, e de mâncare dacă nimerai la forboiar proba aia cu mâncatul, știi? La forboiar era o probă. Fii atentă. Așa. Mișcă? Nu. E de mâncare? Tu ești antrenoare, jur că habar, tu ești antrenoare de, de la sala de sport. Fitness. Le dai de la sala de fitness, le dai elevilor tăi așa ceva? Băi, cred că da. Nu sunt sigură că e ce... Da. E colorat? Da. Multe culori? Nu. Care e culoarea predominantă? Roșu. Deci ceva roșu care miroase? Da. Și miroase urât? Mhm. Uh-huh. Nu se simte. Ești gospodină. Pe la ce oră? Gătești așa ceva? Nu. Băi, Vancea, mă nebunești. Chestia asta se face iarna, vara, toamna, când? Oricând. Uite-te în ochii mei albaștri. Sunt gri. Spune-mi ce e. Este o salată de... O roșie? Da. De sfeclă cu... ceva. Cu ce? Cu bun gust făcută. De salată de sfeclă. Într-adevăr, sfecla roșie nu prea miroase cine știe ce. Pusă într-un bol, nu? Da. Deci zici că e o salată roșie pusă într-un bol. Bă, mă uit în ochii tăi. Mă minți sau nu mă minți? Uite, mă uit în ochii tăi și cred că nu mă minți. Cred că ai spus adevărul. Cred că nu. Bă, dar ce e acolo? Nu știu, frate, jur, uite-te tu, dacă spui ce e, eu cred că zice icre, dar nu știu sigur. Da, icre sunt. Icre, nu? Dar ce culoare e aia la icre? Băi, Vancea, deci eu m-am uitat în ochii tăi și am zis și că spui adevărul. Deci așa... Ochii mei mint, dar trebuie să uiți în ochii mei, când n-am lentile, ochii mei mint! Mă. Nu, dar acum am lentile, trebuie să uiți în ochii mei negri, adevărat. Ah, asta m-a indus în eroare. Normal, hai, 1-0, hai că vedem mai departe. Ce cutie să aleg? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cât? 6, 5, cât? 8. 8? 8. 8 ale, mă. M-am uitat în ea înainte de aia, sens-o. Bine. nu cred că e adevărat. No. Pentru că am fost amândoi dacă tot ne chemați în studio. Aici... Am fost amândoi chemați în studio după ce s-a făcut totul. Ce chestie mișto, foarte tare. Tare, mă. Zi. Ce zic? Uh-huh. Sunt două chestii, cred că ai făcut două mai multe chestii. Mm-hmm. Mult mai multe chestii, nu-s două. Din de? Lemn? Din lemn? E și din lemn. Sunt jucării? Și da și nu. Adică am și o jucărie și nu sunt și jucării.
Adică înțelegi ce vreau să zic. Zic, jur. Ne înțelegem, vorbim împreună, ne înțelegem separat. Așa e. Îți dai seama că n-am înțeles. Eu cred că la cât de frumoasă ești, ce am eu aici pe masă, la un moment dat a încercat să te contacteze. Cred că a încercat să-ți dea telefon. Ai mingi? Ia zi, mă, ai încercat vreodată să-i dai telefon? Ai un fotbalist acolo? Cred că am un fotbalist care s-a retras din fotbal. S-a retras din fotbal și acum s-a mai luat ceva kilograme în plus. Deci pe cuvântul meu, eu cred că omul ăsta la un moment dat ți-a dat un telefon. Alo, Roxana, tu ești? Ce mai faci? Vrei să-ți dau o bomboană? Dai bucătare, patiserie, ce? E de la de pune burlane pe casă. Ce pune? Fiare veche avem! Seamănă cu plantă. Că tu știi pe plantă. Da. Așa frumos e? Cum? Așa frumos e? Da, e foarte frumos. Ai notat plantă, da? Zi. Zi-mă, zi ce vrei să mai știi, că-ți spun tot. Păi nu știu, zi-mi ceva de... E colorat? Dulce, fii atent. Dulce. E dulce. Am ceva care e dulce și care poți păi să mănânci. Păi cum e de mâncat? Că te-am dat că din lemn ai păi fi din lemn. Am mai multe lemn. Obiecte, deci sunt mai multe chestii. Aici am un fel de jucărie, un fost fotbalist care cu siguranță la un moment dat a căutat. Zi, ce să-ți mai zic? Are o cămașă în carouri pe ea. Eu zic adevărul. Minți. Vrei să spun ce? Da. Întreabă-mă. Păi ce? Dragă Roxana, am un coș plin cu niște bomboane sub forma unor sticle și o jucărie din ceramică cu un bătrân care stă în fund. Nu mă minți. Spun adevărul? Da. Bă, tu ești nebună, nu, adică cum crezi că eu există că așa ceva pe lume? Ce? Mă, eu îmi spui adevărul. Păi dacă tu ai ghicit acum, eu am pierdut. Da, eu cred că îmi spui adevărul. Dacă spui adevărul, mănânc și o bomboană din asta, vezi că mănânc. Ăsta e fotbalistul care era când era tânăr. Ăla bătrân, nu așa? Și a devenit bătrân. Așa. Și astea-s bomboanele. Bravo! Îmi spui adevărul, deci, da? Da, mă, da, am încercat să împachetez chestia asta ca să-ți iau așa capul și să crezi că te mint. Hai, mănâncă bomboane. Felicitări, Vancea, ai câștigat. Deci dacă vă că o să arate fotbaliștii așa... Vrei și tu una? Hai că-ți fac eu una. Nu, mie o să-mi pui o găleată cu gheață în cap, exact ce-mi doream. Ce să facem? Hai, te rog frumos, dar ia cu bomboana, ia ca să ai energie. Da, să am energie. Vrei să-ți dăm jos la valieră ceva? Am pierdut! Să nu stricăm ceva? Să nu stricăm nimic. La cutia cu minciuni am pierdut. Pedeapsa e pedeapsă. Să scot de la valiera, la valiera, de ce plantă? Vezi? Prietenul tău plantă, spune. Ce ai zis, plantă? Ai vrea tu plantă să voia să pierd eu ca să-mi scoată la valiera, înțelegi? Nu, Hai. Gata? Stai un pic. Vrei și tu jumate din asta? Nu, mănâncă tu, că ai zis că mănânci două bomboane, măcar atâta. Păi stai un pic, că nu pot să desfac asta. Nici eu nu mai pot să scot la valiera, plantă. Te ajut? Plantă, pot să pun aici microfonul. Cine bomboana asta aici, un pic? Vrei să număr 1, 2, 3 sau să te iau prin surprindere? Pancea! Putea să fie invers proba asta. Dar vreau să-mi spui, vreau să-mi spui dacă vrei să număr, vrei să te iau așa prin... Așa prin surprindere. Numărăm? Da! Haide că dacă vrei să număr, număr până la 3 și după... E bine, nu? Felicitări, Vancea, ai câștigat!